Salutare, prieteni! Suntem într-un nou live în această ocazie, în această dimineață, la Speranță pentru România. De data aceasta am ajuns în Zimnicea, în județul Telorman, acasă la Dan Bâță. Are 39 de ani, dragii mei, și, din păcate, este paralizat de la gât în jos, pentru că totul s-a întâmplat acum câțiva ani buni, pe când el avea 14 ani. Suntem în Zimnicea, Dunărea este aproape, aveai 14 ani, Dan, atunci. Da. Era un tânăr plin de viață, plin de energie, îi plăcea să facă sport, să înoate, să joace fotbal. Era o vară călduroasă de 1996, s-a dus să facă baie la Dunăre. Acolo a văzut foarte multă lume, ai făcut baie, ai ieșit pe plajă și a schimbat puțin locația. Exact. Și a sărit în apă. Însă nu și-a dat seama, n-a sesizat. Apa era prea mică. Apa era prea mică. A sărit în apă, cred că după cum e povestit, era mai mică decât genunchiul la acolo, picior. Pe acolo, da. Și în urma săriturii, dragii mei, a rămas paralizat de la gât în jos. Nu-și poate folosi mâinile, nu-și poate folosi picioarele. Este dependent de părinții lui clipă de clipă, secundă de secundă. Mama este lângă el în permanență de atunci, de la 14 ani, acum are 39 de ani. Tatăl este profesor de educație fizică. Și aș vrea acum, Dan, să te întreb, o să-ți mișc puțin microfonul, să fiu sigur că se aude bine. Cum a fost viața ta înainte și cum s-a schimbat viața ta după acest tragic eveniment? Viața mea înainte a fost o viață frumoasă ca oricărui alt adolescent. Exact cum ai spus și mai devreme, îmi plăcea foarte mult sportul. Practicam cam orice fel de sport, tatăl meu fiind profesor de educație fizică. După ce s-a întâmplat nefericitul incident, dai seama că lucrurile s-au schimbat foarte mult. La 14 ani, văzându-mă țintuit într-un pat, nu știam ce să fac. Dar datorită părinților și a prietenilor, am reușit să trec peste acest eveniment, nu foarte repede, ușor-ușor, pe parcursul anilor. Și de atunci m-am adaptat, ca să zic așa, la noua viață, pentru că nu ai încotro. Nu poți să te închizi în tine sau în casă și să... De fapt, poți, dar din fericire nu am făcut-o. Ce înseamnă adaptat pentru cei care nu te cunosc și cei care poate sunt curioși să știe ce înseamnă lucrul acesta pentru un om paralizat complet? Păi adaptat. Imaginează-ți că de la a face ce vrei, când vrei, cum vrei, la a face, la nu mai putea să faci lucrurile astea, e drum lung. Adică ar trebui să-ți reconfigurezi, ca să zic așa, să regândești practic toată viața, tot stilul de viață, absolut fiecare mișcare pe care nu mai poți să o faci, pe care înainte puteai să le faci pentru că așa era, acum nu mai poți să faci absolut nimic și acum trebuie să strigi pe cineva să te ajute, să fie cineva lângă tine să te ajute, fie că vrei să mănânci, fie că vrei să bei apă, fie că vrei să te scarpini, fie că vrei să te învelești sau să te dezvelești. Cam asta înseamnă adaptarea. Cum te deplasezi? Cu un cărucior electric. Mă pune tata în cărucior și plec în oraș sau prin casă. Singur, din fericire. Cu căruciorul. Căruciorul electric, pentru că dacă nu aș fi avut acest cărucior electric, ar fi trebuit să o pun într-un cărucior normal și cineva să mă împingă de fiecare dată. Pentru că tu nu poți să-ți folosești mâinile. Exact. Nu poți să folosesc mâinile aproape deloc. În proporție de 5% mâna dreaptă doar. Tu te-ai îndrăgostit și de computer. Da, și eu de el și el de mine. În 2010, un prieten a descoperit din întâmplare un program care poți să lucrezi la calculator, un program care practic înlocuiește tastatura și mouse-ul. Doar din comenzi vocale. Exact. Pentru că eu am rămas uimit când am ajuns aici și am zis, Dan, ce faci cu chestia asta? Ce e? Cameră? Video? Ce este? Da, e nu microfon. Ce e asta? E microfon. Prin microfon îi dau comenzi calculatorului. Mă ajută enorm. Adică dacă înainte trebuia. Puteam să lucrez la calculator doar stând în cărucior și punând tastatura pe picioare și apăsând cu încheietura degetului mic pe taste, era foarte, foarte greu spre imposibil.
Acum, de când am descoperit programul acesta, practic fac pe calculator ce faci tu și oricine altcineva care am nu văzut. Are problema mea. Am văzut. Am rămas uimit, nu știam că există așa ceva. Nici eu nu știa. Și dacă prietenul meu l-ar fi descoperit acel program, bine, probabil l-aș fi descoperit ulterior, însă e mană cerească la propriu. Cum este viața ta în rest, din punct de vedere medical? Din punct de vedere medical, din fericire, ca să zic așa, nu am avut foarte mari probleme. În afară de paralizia propriu-zisă, am avut niște probleme cu niște scare. Ce înseamnă scarele? În 2007 am fost în China pentru un implant cu celule stem și din cauza că am stat foarte mult în fund, atât în avion cât și în cărucior, persoane paralizate sunt predispuse, atât timp cât stau foarte mult într-o anumită poziție, să facă niște răni, care se cheamă scare. Și din cauza că am stat foarte mult în fund, am făcut două asemenea răni, pe una pe fesa stângă și una pe fesa dreaptă, până la os. Adică erau foarte niște grave. Găuri, pur și simplu, da, niște găuri. Și am încercat să le tratăm cu creme, cu unguent, cu ce puteam pe... Și nu au dat roade și am decis să le operăm. Din păcate, chiar dacă erau până la os, nu era situația foarte gravă. Și am reușit să le operăm și acum este totul în regulă. Tu folosești Pampers? Folosesc Pampers. Și folosești o pungă urinară? Folosesc Pampers când sunt în cărucior. Uh-huh. Iar când sunt în pas, folosesc un condom urinar la care este conectată, ca să zic așa, o pungă urinară. Tocmai pentru a nu face pe mine treaba mea. Deci, practic, tu nu simți nimic din nu simt, nu simt. Nevoile fiziologice le simt când e pe care, sunt pe care se întâmple, dar nu pot să mă abțin. Și am văzut că e anumite zgâniri, adică da, necontrolate. Da, 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 se cheamă contracție involuntare. Asta e una dintre ele. Da. Și la mâini și la picioare. Picioarele acum se mișcă, nu știu dacă se văd. Da, eu văd, nu știu dacă se vede în camera. Da, da, da. Sunt contracții involuntare, pur și simplu. Sunt o încordare a mușchilor. Dan, tu ne-ai chemat aici la tine pentru că părinții tăi deja au îmbătrânit. Ei au fost cei care te-au ridicat și te ridică din pat. Ești destul de greu, te pun zi, da. În fiecare zi de câteva ori te pun în cărucior. Da. Însă ești nevoit să te duci de multe ori la controle medicale, la analize. Plătești mașină pentru lucrul acesta? Nu, nu plătim mașină, avem o mașină. Aveți o mașină? Da, da. Doar că este foarte greu cu pusurile propriu, da, din cărucior în mașină și invers. Adică gândește că, să zicem că mergem, nu știu, pentru niște analize la Alexandria, să zicem, da? Asta ce presupune? Luat din cărucior aici, pus în mașină. Pus căruciorul în mașină. Ajunge în Alexandria cu cărucior de, cu cărucior de 100 de kilograme, pentru că e cărucior electric. Ajunge acolo, dai căruciorul jos din mașină, mă pui pe mine în cărucior. Pleci de acolo, faci din nou lucrul ăsta, ajungi aici acasă, faci din nou lucrul ăsta. De 4 ori trebuie să trebuie făcut procedeul ăsta. Și deja tata are peste 60 de ani. Dureri de spate, din moment ce face lucrul ăsta de 25 de ani, îți dai seama că deja încep să se adune. Și nevoia ta, problema ta, dorința ta cea mai mare în situația în care ești, este să ai o mașină specială pentru astfel de persoane cu dizabilități. Special adaptată, da, pentru a putea urca și coborâ cu tot cu cărucior. O mașină secret head, evident, pentru că o mașină nouă costă foarte mult. Costă foarte, foarte mult. Și o mașină secret head costă foarte mult, mult mai mult decât posibilitățile noastre. Dragii mei, eu am ajuns astăzi aici la Dan Bâță pentru că ne-a chemat pentru a-l ajuta să strângem o sumă considerabilă, o sumă mare de bani, să cumpărăm o mașină, așa cum a spus și Dan, adaptată pentru astfel de persoane cu probleme. De aceea, noi vom deschide o campanie de strângere de fonduri pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro cât mai repede posibil. Iar cei care doriți să faceți donații pentru el, veți putea face cât de curând posibil pe speranțapentruromania.ro. Iar cei care doriți să faceți chiar acum, dacă ați auzit acest video și doriți să-l ajutați, cei care doriți să faceți prin bănci sau prin alte modalități pe care noi le avem puse la dispoziție pe site, vă rog să menționați cuvântul
Daniel Bâță, ca noi să știm pentru cine doriți să donați, iar în momentul în care vom deschide campania să putem direcționa aceste fonduri către lista de donatori a lui Daniel Bâță. Închei acum acest live, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și ați putut vedea acum ce înseamnă un om cu asemenea probleme, ați putut vedea ce înseamnă viața așa pe scurt unei astfel de persoane. Sunt multe persoane care suferă în România și sunt în această situație și au nevoie de sprijinul nostru pentru că statul român nu se implică foarte mult în acest sens. De aceea este nevoie de ajutorul nostru și de implicarea noastră. Putem veni ajutorul lui Daniel și cred din toată inima că data viitoare când voi reveni aici, următorul live, Dani, va fi cu mașina aici în fața porții. Doamne ajută! O să vin aici cu mașina în fața porții și o să rog pe Bărin să te scoată cu căruța afară și o să-ți fluturi așa din stradă, da, o să-ți fluturi din stradă cheile pe care le am pentru mașina ta. Doamne ajută să se întâmple lucrul acesta și cred că se va întâmpla cu ajutorul oamenilor care văd acest live și care vor vedea campania ta deschisă pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro. Doamne ajută, mulțumim pentru că ne-ați urmărit și sperăm să ne auzim la un alt live cât de repede posibil. Hai că deja au intrat o